Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit în cadrul unei noi emisiuni Important. Invitatul nostru din această seară este vicepremierul pentru integrare europeană, președintele PPM și candidat pro-România la alegerile europarlamentare, domnul Iurie Leancă. Bună seara, domnule Leancă, și ne bucurăm că ați revenit în platoul emisiunii noastre. Bună seara, vedeți, pite ipostaze am acum. Avem un spațiu foarte irisit de a comunica relativ despre toate sau în contextul de funcție să asociem anumite baze de subiect. Suntem siguri și telespectatorii din capul emisiunii pot fi siguri că vom avea o emisiune foarte interesantă din punctul de vedere a conținutului. Până sau despre europarlamentare, dacă și nu vă supărați, vom și discuta în partea a doua a emisiunii. Până atunci am vrea să facem anumite precizări acolo unde fie oponenții dumneavoastră politici, fie diferite canale de presă aduc o interpretare mai specific și noi credem că mai ales și pentru dumneavoastră, mergând mai sus și la europarlamentare, este un nou prelej ca, da, repetându-mă, să faceți lumină acolo unde sunt asociate fie speculații, fie diferite mesaje care nu fac față unor realități. Dar cu acestea fiind spuse, mergem mai departe și domol, aș vrea să începem cu ceea ce avem inițial în câmpul politic autohton, dacă ar fi corect să zicem așa, în Republica, adică Republicii Moldova. Și cum se pare dumneavoastră sau pentru Republica Moldova, cât de mult dă acest nou parlament într-o nouă formulă de organizare, pentru că avem noi lideri politici implicați în parlamentul nou. Liviu, înainte de alegeri și subsemnatul, dar și alți actori politicieni, analiști, ziceau cu insistență că este foarte important ca după alegeri să avem o majoritate pro-occidentală, pro-europeană. Și probabil cetățenii au încercat să-și manifeste efortul și să iasă la vot. Așa este, fiindcă chiar dacă zic unii că de data asta factorul geopolitic a jucat un rol mai puțin important în opțiunea cetățeanului, votantului, Republica Moldova este o țară atât de mică și atât de dependentă de tot ce se întâmplă la est și vest, tot ce se întâmplă pe continentul european și în context euroatlantic, încât atâta timp cât nu are o alegere foarte clară că merge spre est sau merge spre vest, este greu să-ți imaginezi ce fel de model de dezvoltare își dorește. Este greu să-ți imaginezi că fără sprijinul din afară putem deveni competitivi, putem diminua decalajul de diferențe care există, din păcate, și în creștere între noi și restul lumii civilizate. Pe acest motiv, m-am bucurat și eu că, cel puțin nominal, există o majoritate de deputați care s-au declarat pro-europeni. Multă lume s-a arătat filo-română, pro-occidentală. Deci, la nivel teoretic, există încă o șansă de a crea o astfel de majoritate. Până la șanse, ați comunicat în mesajul de mai jos despre opțiunea geopolitică asociat mai redus acestor alegeri. Și aici îmi permit să vin cu o întrebare către dumneavoastră vis-a-vis de discrepanța care s-a creat între observatorii internaționali și cei locali versus încălcările la aceste alegeri. Pentru că știm bine și toată lumea probabil a citit sau a auzit la televizoare că cei autohtoni au comunicat despre un număr foarte crescut de încălcări, cei internaționali au comunicat că nu au fost încălcări semnificative la acest scrutin. E o chestie obișnuită. Uitați-vă că după alegerile noastre la Kiev, în Ucraina, au loc alegeri prezidențiale. Dacă vă uitați la evaluările făcute de observatori internaționali, ei vorbesc despre un scrutin foarte bun, pozitiv și așa mai departe. Dacă vă uitați ce spune, de exemplu, Iulia Timoșenko, ea vorbește despre falsificări într-un număr foarte și foarte mare. Cei care sunt din interior trăiesc altfel acest fenomen. Văd altfel situație, au alte emoții. Cei din afară sunt de regulă cu sânge mai rece, mai dezinteresați în tot felul de nuanțe și așa mai departe. Poate uneori nu cunosc suficient de bine toate detaliile, poate alte ori dânșii consideră mai puțin relevant anumite elemente, dar încă o dată, discrepanța respectivă a existat mereu.
Așa că nu trebuie să ne mirăm peste asta. Vorbim despre emoții. Pentru Republica Moldova sau pentru arena politică de la noi, cât de important este sau mai puțin important lipsa unor actori politici deja, da, și fac trimitere la faptul că PCRM nu a trecut în acest nou parlament, PLDM-ul nu a trecut, PL-ul, e de bine sau nu prea această schimbare de cadru? Viața evoluează. Unii actori se duc în istorie și rămâne doar numele lor. Uneori pentru un context pozitiv, altori mai puțin pozitiv, vin alții care vor să fericească poporul pretinzând că au soluții, că au înțelege exact durerile și necesitățile, au o viziune de ansamblu, așa încât nu văd nimic dramatic în faptul că au plecat unii actori și au venit alții. Bineînțeles că eu aici e o problemă, faptul că noi încă nu avem partide istorice, ca să le zic așa, partide care par fi constituite în anii 90, cu mici excepții. PDO, cred că e cel constituit încă de domnul Deacov în anii 90. Comuniștii, care iată sunt într-un declin și cam atât. Și asta vorbește despre o anumită problemă. Lipsa unor partide tradiționale, unor partide care să fie niște centru de crearea unor echipe, a unor soluții, a unor viziuni, vorbește despre faptul că avem o societate foarte și foarte dinamică și nu tot timpul e foarte bun acest lucru, că e foarte fragmentat această flora și fauna noastră politică, că nu avem, de fapt, niște puncte de reper foarte clar stabilite. Un partid, de regulă, ar trebui să fie în jurul unor idei, unor concepte economice, sociale, politice și așa mai departe. Deci asta, din punctul meu de vedere, e o problemă. Iată, că atât de des apar partide noi. Și ceea ce vorbește, de regulă, partidul apare în jurul unui om, unei persoane. Dispare persoana, dispare și partidul. Ceea ce iarăși nu este bine, fiindcă dacă ne uităm la vest de noi, chiar zilele astea vorbeam la București cu cineva din PSD și ziceam, de ce rămâi acolo, nu pleci în Pro-România, de exemplu, și dânsul vorbea, păi uite, PSD-ul e un partid istoric, PNL-ul e un partid istoric. Și atunci, chiar dacă nu-mi place, de exemplu, conducerea actuală, ea se va schimba, dar partidul rămâne și așa mai departe. Dar mi-aș dori și eu, cu timpul în Republica Moldova, să existe astfel de partide care să înglobeze o anumită experiență, expertiză, tradiție, echipe și așa mai departe. Vă mulțumim mult și chiar venim și cu aprecierea unde s-a și punctat că partidele se formează în jurul unor oameni. Iată, la acest scrutin nu au trecut pragul partide, de fapt, tocmai cele mai tradiționale, pentru că au fost implicate în câmpul și organizarea politică a Republicii Moldova în parcursul istoric a anilor trecuți, făcând trimitere, da, și la PCRM, și la PLDM, și la PL, și așa mai departe. Dar este știută și mult auzită poziția oamenilor la ziua de azi, care zic că, păi, da, totuși înainte era mai ok, mai bine, era mai clar, da? Substanța este alta, de fapt, dar pentru că și dumneavoastră aveți un parcurs imens de activități ca și implicare în toți acești ani de organizare politică a Republicii Moldova, spuneți-vă, rog, cum v-a fost, de fapt, cum v-a părut și cum a fost acea perioadă a dumneavoastră în care au guvernat comuniștii? Eu m-am implicat în politică exact 10 ani în urmă. În ianuarie, la începutul ianuarie 2009, m-am implicat. În 2007 am revenit de la Haga, unde am fost angajat timp de 2 ani într-o instituție internațională. Și în toamna anului 2008 mi-am spus, sau plec de aici, fiind nemulțumit de starea de lucruri, sau mă implic în politică, nu mă lamentez și încerc să contribui și eu la schimbarea regimului. Și pe acest motiv am ales echipa PLDM-ului, o echipă de altfel foarte și foarte bună, cu nume sonore din diferite domenii. Păcat că ea după aia s-a risipit, s-a fragmentat și au plecat mulți fruntași care erau în 2008-2009. Astfel încât eram, bineînțeles, că foarte bucuros atunci, poate puțin naiv, dar cu multe așteptări că vom reuși nu doar să dăm jos această forță revanșardă și ostilă neamului pe ansamblu și umanității, ca să nu zic așa, comunismul și comuniștii,
Da, vom reuși să facem mai multe transformări în Republica Moldova, să ancorăm Moldova ferm în spațiul occidental, prin reforme, să ținem cetățenii la noi acasă, să le dăm această speranță. Multe am reușit. Iată, chiar astăzi am fost la Facultatea Relații Internaționale să vorbesc cu studenții la imitația lor despre cei 5 ani din când a fost semnat și acordul de asociere și de liber schimb și, iată, în aprilie 2014, de 5 ani în urmă, a intrat în vigoare regimul fără de viză. Și astea doar sunt câteva elemente de anvergură care sunt sigur că au marcat viața Republicii Moldova. Dar, din păcate, multe nu am reușit. Și uitați-vă că, iarăși, acum, peste 10 ani, toți suntem într-o zonă de incertitudine. Nu doar noi, și Ucraina, la fel. Uitați-vă după primul tur de scrutin, relația cu Uniunea Europeană, chiar dacă suntem acum țară asociată, oricum încă nu avem o perspectivă clară de aderare. Uniunea Europeană e măcinată de probleme, Brexit-ul în mod special, dar și valul migraționist și așa mai departe. Războiul din Ucraina, iarăși o chestie care niciodată nu ne-a fi imaginat în 2009, că arhitectura de securitate va fi lovită, dărâmată și așa, care era foarte fragilă, dar exista prin anexarea Crimeei și război din Donbas. Deci, ce să vă zic, au fost 10 ani pentru țară și pentru mine complicați, și cu pași înainte, dar și cu unii care tot ne țin pe noi încă ancorați cumva în acest trecut al nostru și în această zonă de tranziție foarte și foarte complicată. Da, mergând mai jos și dacă ne aducem aminte, care a fost perioada în care cât dumneavoastră în externe ați rezistat după venirea lui domnului Voronin la putere? Păi am fost 4 sau 5 luni atunci. Dânsul, deși venise pe un slogan, aderăm la Rusia și Belarus, la Uniunea respectivă. Și atunci cum ați rezistat? De ce nu ați cedat mai interval de a venit chiar peste o săptămână mistul de atunci, domnul Cernumas, care avea o relație bună cu cetățeanul Voronin, l-a invitat la Ministerul de Externe. Și atunci noul președinte ales, la un prânz neoficial, dar foarte despătușat, foarte așa, deci o să creeze o atmosferă foarte pozitivă, ne-a spus voi o să vedeți că eu și în relația cu România voi face mult mai mult decât a fost până acum. Și cu OMC-ul tocmai se punea problema de rei noastră Organizația Mondială a Comerțului și era rezistență, în mod special din partea ortacilor lui. Eu voi face tot ce trebuie. Și pactul de stabilitate, pentru care am lucrat foarte mult în anterior, dânsul a zis că facem și aici treabă. Deci iată câteva luni parcă era o anumită ezitare și incertitudine. Și atunci tocmai eram în faza finală de negociere a unui nou tratat de prietenie cu Federația Rusă, unde erau câteva elemente foarte și foarte importante. Parcă la început dânsul asculta cumva opinia mea și a Ministerului de Externe pe o clauză foarte și foarte riscantă. Dar după asta cumva a triumfat o altă abordare, au început vizitele foarte dese la Moscova, declarații de genul că îi spunea lui Putin că sunt general rus și ca tare tratați-mă. Și atunci mi-am dat seama că nu am nimic în comun. Țin minte discuția mea când după ce mi-am scris cererea de demisie, m-a invitase domnul Tarlev și mi-a zis, Iurie, de ce pleci? Păi avem viziuni cu totul diferite. Eu vreau spre Uniunea Europeană, voi vreți nu știu ce altceva, spre ES și așa mai departe. Dânsul mi-a zis că stai o clipă, că ai să vezi pe noi, vom adera la Uniunea Europeană înaintea României. Și am zis, îmi pare, dar nu înțelegeți nimic, ei sunt țară candidată, noi suntem nici pe departe. De-aia a durat ceva pe această perioadă, dar până la urmă mi-am dat demisia, nesilit de nimeni și voluntar. Probabil v-a deranjat mult acea perioadă și întrebarea venea de ce a blocat acea comunicare și negociere cu comuniștii într-o a fi investit probabil în funcția de ministru de externe și cât de mult v-a deranjat de fapt poziția care a fost luată de domnul Voronin în acea perioadă? Ministru de externe în 2001? Da. Nu am avut nicio propunere de a deveni ministru de externe. Eu eram prim adjunct al ministrului de externe. Domnul Cernomaz era ministru. După aia l-a dat jos pe el și l-a adus pe domnul Dodon. Erau anumite zvonuri care putea să mi se propună, dar nu am avut niciodată o discuție
la acest subiect cu domnul... Și întrebarea vine, de fapt, și am făcut și specificația la început de emisiune că tindem să facem lumină acolo unde se aduc anumite mesaje, pentru că știți, în contextul în care se tinde a merge la o funcție adică superioară la nivel de organizare politică, acum și apar tot felul de mesaje, ce are pe lângă casă, ce averi și așa mai departe. Și de aici de ce vin? Pentru că undeva citeam că în acea perioadă ați avut negocieri probabil la sediul Partidului Comuniștilor și cineva spunea, dar oare de ce nu s-au făcut la Parlament? Ar fi acesta un mit sau este? Nu. Liviu, cred că confundați perioada 2001 cu perioada 2015. Atunci când, după alegerile din 2014, din noiembrie, am fost desemnat de fostul meu partid PLDM pentru funcția de prim-ministru, așa cum a fost sloganul din campanie în toamna acelui an. 2015. Doar că atunci când am început discuții pe crearea majorității, domnul Ghimpu a spus categoric că el nu face... 2014 sau 2015? Pe 2014 toamna au fost alegerile și procesul de constituire a majorității a început imediat după alegeri. Și iată, atunci am mers la Partidul Comuniștilor, la sediu, să întreb dacă mă votează sau nu mă votează. Dar nu am mers să cerșesc așa cum s-a imputat după aia. Am mers să reprezint punctul meu de vedere. Am avut o discuție și pe NATO și le-am spus că în afara NATO noi nu ne putem asigura securitatea noastră. Au dat din cap, nu știu dacă au încuvințat, dar cel puțin au înghițit acest punct de vedere. E, după asta, domnul Voronin, ca un politician foarte șmecher și a experimentat, m-a scos la presă și a încercat să prezinte lucrurile că, uite, e lângă mine. Dar discuția a fost destul de bună atunci, apropo. Sam, pardon, am fost probabil luat de val perioadei 2001 despre care ați comunicat, pentru că, da, am și indicat aici 2014 versus 2015, încă în neaprecierea perioadei. Să trecem puțin la ce avem mai și recent, da, la alegerile propriu-zise din 24 februarie, care au și fost, pentru că vom avea o discuție relativ oscilatorie, cu posibilitatea de a reveni și a trece la caz. Sub critica nedemocraticei sunt plasate aceste alegeri și totuși cât de nedemocratice, în opinia dumneavoastră, vă par aceste, probabil, și alegeri și rezultate mai mult. Liviu, noi încă nu suntem o democrație matură și funcțională. Și mereu cei care sunt la putere au un anumit avantaj. Au mai mulți primari, au mai mare resursă administrativă, că uneori folosite mai mult, că alteori mai folosite mai puțin, dar asta este situația. Și din 91 încoace, mereu cei care au fost la putere erau cumva avantajați. Aveau și un dezavantaj, fiindcă vii de pe poziția puterii și lumea e nemulțumită și are multe motive. Deci, e un, așa, un tablou destul de complex și mixt. Dar cel puțin am văzut iarăși opinia celor din afară, că a fost o competiție sau alegeri și o campanie competitivă, unde candidații au reușit să-și prezinte punctele de vedere, deși eu nu prea am auzit dezbateri serioase despre viitorul acestei țări. Nu prea am auzit dezbateri care, ce partid, problema cum au reușit să... Problema au dat curs invitațiilor mulți candidați a formațiunilor. Îmi pare rău, fiindcă problema cheie a noastră, și asta mă preocupă cel mai mult, ce facem noi cu Republica Moldova în următorii 4 ani? Sau într-o perspectivă de 7-8 ani? Care e modelul de dezvoltare care ne va permite nouă, pe de o parte, reforma instituțiilor politice, și în mod special mă refer la justiție? Putem sau nu putem noi de unii singuri să reformăm justiția după 27 de ani de neputință, în linii mari? Sau e nevoie totuși de o altă soluție, așa cum am propus eu prin prim-ministru, să aducem experți, judecători la pensii europene să ne ajute să facem această reformă? 2. Care e modelul economic? Noi avem o creștere de mulți ani, poate în anumiți ani mai mică, dar în linii mari 4-5%. Dar vedem, după cum vă spuneam, că produsul intern brut per capita în Republica Moldova, astăzi, deja e de 5 ori mai mic decât în România, ca să nu mă compar cu Germania sau cu Franța. Care este soluția noastră? Ce politici trebuie să aplicăm noi, astfel încât aceste decalajuri să nu crească, dar să se diminueze? E posibil asta fără a deveni candidat și a obține fonduri de preaderare și a fi susținut de Uniunea Europeană, așa cum astăzi susține-i Serbia și Macedonia de Nord și Muntenegru, așa cum i-au susținut înainte pe Baltici și pe români, sau nu este posibil?
Iată, pe asta cred că ar trebui să discutăm noi foarte și foarte serios, fiindcă altfel o să plece lumea în continuare. Dacă noi nu asigurăm o perspectivă, nu asigurăm un salariu decent, o dezvoltare economică, avem nevoie de cel puțin, bănuiesc, o creștere anuală de 8-9-10%. Păi uitați, iarăși, în cazul României, această creștere, în mod special, a început în faza de preaderare la Uniunea Europeană și după aderare, după 2007. Deci, iată pe ce aș vrea eu să se preocupe politicienii din Moldova. Nu doar declarații, cine e mai bun, cine e mai rău, să spălăm rufele în public. Asta e interesant, poate pentru consumul de moment. Dar asta nu înseamnă că venim cu soluții pentru cetățenii noștri și știm exact ce și cum avem de gând să facem pentru a scoate această țară din impas. Pe lângă această abordare necondiționată a situației existențiale, la ceea ce avem și la ceea ce am ajuns să... Revenind iarăși la ceea ce avem, vedeți dumneavoastră potențialul într-o realizarea acelor angajamente care de fapt au fost spuse înainte de alegeri, vedem după alegeri, într-o rezolvare a anumitor probleme de ordin economic, social și mai știu eu, cu implicarea acestor care sunt astăzi în politică. Păi, eu bănuiesc că fiecare om are un anumit potențial. Că la unul e mai avansat, la altul e mai mic, că unul știe să-l valorifice mai bine, altul mai puțin, că unul are studii mai bune și altul mai puțin, păi e o chestie absolut firească. Dar vă spun, eu deocamdată nu am văzut, cel puțin la noi actori care au acces în Parlament, nu prea am auzit care sunt viziunile lor pe reforma justiției, pe, vă spuneam, probleme economice, pe probleme sociale și așa mai departe. Încă o dată, noi avem niște provocări imense, începând cu problema demografică, terminând cu relația noastră incertă cu lumea exterioară. Deci, iată, potențial o fi el. Deși faptul că atâtea sute de mii de moldoveni, și bănuiesc că au plecat cei care au avut curajul, cei mai întreprinzători, cei care și-au asumat riscul, au plecat în afara țării, deci nu prea vin înapoi. Deci e o problemă serioasă, resursa umană. Astăzi mă întrebau studenții de ce acordul de asociere e îndeplinit doar la nivel de 50-60%. Că poate există răufăcători, ziceau ei. Și am spus, nu sunt răufăcători. Situația, din păcate, e mult mai prozaică. Nu există expertiză suficientă pe domenii foarte tehnice, unde e nevoie de specialiști, de experți. Iată, vă dau un exemplu. Tot ce înseamnă mediul, protecția mediului, angajamentele noastre luate în acordul de asociere. Păi, asta aveam, problema exista și în 2014, țin bine minte că nu aveam experți. Și acum e o problemă. Noi nu putem atrage resurse umane calificate în instituțiile statului pentru a îndeplini aceste angajamente, că salariul nu e competitiv, că lumea nu își vede rostul și așa mai departe. Deci avem probleme funcționale, probleme de sistem. Și mi-aș fi dorit încă o dată, vă spun foarte sincer, să văd o preocupare în mod special de chestia asta. La probleme de sistem, comunicând despre vectorul de integrare europeană, cât de mult acesta va fi influențat în contextul unor alianțe probabile PD-PSRM, acum cu cele din urmă, propriu-zis, pentru că nu mă pot expune prea mult, în contextul în care au refuzat dialogurile și alianții, asocierea cu unul sau altul din aceste partide. Și mai ales că avem două partide cu orientare pro-europeană care au la mijloc o ruptură în dialog. Eu sunt uneori acuzat că pun prea multă speranță pe factorul extern și mai puțin pe factorul intern. Dar, încă o dată, experiența pe care o am eu de viață, de activitate, și cred că e una suficient de relevantă, cel puțin pentru a înțelege contextul internațional și cel regional, pentru a înțelege de ce alte țări la vest de noi, hai să lăsăm România deoparte, că a fost țară independentă, de ce țările baltice, care au pornit în 91 exact ca și noi, de pe poziția de fostă republică, aflată sub un imperiu, sub imperiu sovietic, au reușit astăzi să ajungă și în UE și în NATO, și asigurându-le asta și un nivel de viață mult mai avansat decât la noi. Deci, iată, această experiență a mea, încă o dată îmi spune că atâta timp cât noi nu alegem clar un model de dezvoltare, și trebuie să fie cel occidental,
atâta timp cât noi nu avem o perspectivă de ancorare în acel spațiu, noi nu vom avea șanse să avem o altă bază impozabilă, alte investiții, alt locul de muncă, cu altă salarizare, alte pensii și așa mai departe și în ultima instanță să-i ținem pe cetățeni la noi acasă și să-i motivăm chiar să revină. Pe acest motiv, sigur că problema cheie, după mine, atunci când se discută aceste alianțe, este care va fi vectorul de dezvoltare. Eu vă spuneam, teoretic, am discutat chestia asta teoretică, avem acum deputați care spun că partajează acest vector pro-european. Sunt cât? 26 blocuri acum, 30 PD-ul plus 3 independenți, cel puțin pe unul cunosc bine, domnul Groza, președintele raionului Cahul, e un eurofil înveterat, din câte cunosc încă o dată. Deci iată că a registrat șansa pentru o majoritate bazată pe un astfel de abordare. Doar că constatăm că de la teorie la practică în Republica Moldova lucrurile nu funcționează, că animozitățile sunt mai puternice decât logica luptei politice, iar lupta politică îți spui că tu vrei să fericești cetățeanul care îți dă votul, că tu vii în Parlament nu a priori spunând că nu faci cu nimeni niciun fel de alianță. Ba din contră, dacă ai o viziune, te așezi la masă și îi spui, uite, astea sunt problemele noastre, așa cum fac în alte țări. Socialdemocrația germană și creștin-democrația germană nu au o dragoste foarte mare. Eu îi cunosc suficient de bine, am mulți prieteni din aceste două tabere, dar pe ei animă doar o singură chestie. Interesul pentru soarta Germaniei, pentru destinul Germaniei și a cetățeanului german. Pe atunci vină la masă, așează-te și spune, domnule, n-am venit aici să ne facem prieteni, dar spunem că avem un obiectiv comun, grijă pentru cetățeanul din Republica Moldova. Uite, astea sunt problemele, justiția. Păi hai să discutăm care sunt pașii și obiectivele. Nu ne ajunge nouă expertiză sau poate avem nevoie de un mediator, păi hai să invităm pe cineva de la Bruxelles, așa cum am făcut eu și colegii în ianuarie 2015. Doar să fie o invitație sinceră, că atunci i-am invitat și după aia a avut efectul invers, fiindcă parlamentarii europeni au sentimentul că au fost folosiți de unii colegi de-ai mei doar. Iată așa, mie mi se pare că ar fi fost firesc. Și cel puțin încerci. Nu reușești? Păi atunci spui, băi, uite, am încercat, uite, am venit cu soluții, uite, am venit cu anumite propuneri foarte concrete. Din păcate, oponenții nu vor, nu știu, au alte interese și așa mai departe. Dar în momentul în care tu vii în Parlament, și faci tot felul de chestii patetice, așa, din punctul meu de vedere, atunci chiar întrebarea mea firească, de ce ai venit și ce vei face mai departe? Vei aștepta 4 ani și peste 4 ani ce se va întâmpla? Crezi că vei avea o situație ideală și vei avea 101 deputați? Eu nu cred în chestia asta. Vă mulțumim mult pentru această abordare versus dialogul din noul Parlament într-o asociere așa, în aprecierea unei majorități. Iată, revenind ușor la alegerile din 24 februarie și vorbind pe replică dumneavoastră despre prieteni, noi suntem siguri că pe parcursul activității dumneavoastră ați acumulat foarte mulți prieteni, dar la aceste alegeri din 24 februarie 2019 dumneavoastră ați adus susținerea către domnul Dumitru Deacov, așa, pe circumscripția, dacă nu greșesc, 40, Basarabeasca, Cimișlia, da? La mine acasă. Da. Întrebarea venea, în ce relații sunteți dumneavoastră cu domnul Deacov? Îl cunosc pe domnul Deacov din 94, dacă nu mă înșel. Eram la Washington, la ambasadă, dânsul era președintele Comisiei Afaceri Externe și venise împreună cu speakerul de atunci, domnul Lucinski, sau 95. Și mi-a trezit o simpatie, fiindcă domnul Lucinski zicea la întrebarea americanilor că noi vrem neutru să fim și nu vrem în NATO, iar domnul Deacov cu maximă insistență zicea, dar totuși interesul Moldovei este să ne mișcăm spre NATO. Poziția asta mie de întotdeauna, nu doar că mi-a fost una foarte apropiată, dar cu tărie cred că în afara NATO noi nu putem asigura securitatea, siguranța națională a Republicii Moldova. După aia am avut o comunicare mult mai intensă cu dânsul în 98-99, atunci când a fost prim-ministru Ion Sturza și domnul Deacov a fost speaker. Și ceea ce știu eu cu siguranță că mai multe reforme întreprinse de guvern, foarte necesare, nu ar fi fost posibile fără susținerea președintelui Parlamentului, domnului Deacov. Așa încât, cunoscându-l, iată, destul de bine în acești ani,
Am zis că atunci când e vorba de alegeri în circumscripție și când e vorba că cunoști problemele, ai investit foarte mult în toată țara, dar și în mod special în zona de unde provii, vrei să susții pe cineva care știi că va depune eforturi pentru a trage resurse și din bugetul național, dar și din afara țării, care va susține interesul nu doar a Cimișlii și Basarabeasca, dar și a sudului Republicii Moldova, fiindcă sunt anumite tendințe care mie personal îmi displac atunci când eu sunt pentru drepturile minorităților, sunt pentru dezvoltarea armonioasă a comunității găgăuze, a bulgarilor din sud, mai ales că maica mea e bulgăraică și n-aș vrea ei să-și piardă limba și așa mai departe. Dar vreau să nu creăm o oază de asta de fericire în sud, doar într-o anumită autonomie, iar în rest să fie mulți, mulți, mulți moldoveni nefericiți. Toate aceste treceri de la comrata unor instituții, de la Cimișlie, de la Cahul, de la Leoba, creează anumite probleme de percepție din partea celor din aceste raioane. Deci e nevoie de în afară de asta, avem probleme tradițional, s-au stabilit un dezechilibru între sud și nord. Așa cum iată a fost în România în cadrul primei mele zile de pre-campanie sâmbătă trecută la Iași, și iar și am auzit că Moldova istorică este dezavantajată în raport cu Transilvania, de exemplu, sau cu alte regiuni. Așa că, domnul Deacov, convingerea mea este, și m-am bucurat pentru faptul că a reușit într-o luptă deloc simplă, să câștige acest mandat. Și chiar ieri am vorbit despre anumite probleme din unele primării și ce ar putea face noi pentru a-i ajuta, canalizare și așa mai departe. Pentru că întrebarea de fapt are trei nivele, acest nivel nu este, comod. Da, trei nivele ca în GIS, Geographic Information System, da, sau cum era. Bun, dar pentru dumneavoastră, ce reprezintă Partidul Democrat? Ce aveți în vedere? Ca forță politică, ca partid politic, ca formațiune implicată în modul de organizare acolo unde și dumneavoastră veniți cu partidul. E un partid cu o durată. E un partid care astăzi dispune de o forță mare la nivel local. Foarte mulți primari sunt la ei. E un partid care și are anumită capacitate intelectuală. Au totuși specialiști mulți, fiindcă majoritatea ministerilor, agențiilor le dețin reprezentanții acestui partid. Deci e unul din jucătorii principali din scena politică moldovenească. E o echipă unde se discută foarte multe probleme la ei, la partid, din câte știu eu, și asta e o chestie bună, că nu există o decizie a unui om sau altui om. Din câte știu, se mizează mult pe aceste dezbateri în echipă. În rest, ca și toată Republica Moldova, au chestii mai forte, au și probleme, bănuiesc că cât timp ești la putere, ești în forță de atac. În momentul în care vreodată vor ajunge în opoziție, cred că va fi un alt proces de plecare, fenomene cunoscute. Am să revin pe replica dumneavoastră din startul emisiunii, unde ați comunicat și am și susținut și reafirm susținerea la faptul că da, un partid există și se formează în jurul unei persoane, unei personalități. Cunoscând deja relația și care este legătura dumneavoastră în raport cu activitatea domnului Deacov, întrebarea ar veni care este relația cu liderul Partidului Democrat, care probabil în jurul căruia se și creionează deja un mod de organizare politică pe interna acestui partid. Păi în momentul în care am revenit la guvern și înainte de asta, când am constituit această majoritate, împreună cu PD-ul, am avut și o comunicare instituțională cu domnul Plahotniuc. Ne vedeam, nu mai țin minte cu ce periodicitate, odată la 2-3 săptămâni, odată la 4 săptămâni, pentru a dezbate anumite subiecte în cadrul acestei coaliții. Nu întotdeauna punctul nostru de vedere neapărat a fost luat în considerare, dar au fost mai multe situații și decizii când punctul de vedere pe care l-am prezentat eu sau colegii mei a fost respectat și deciziile respective au fost unele de compromis.
Și cred că au fost în interesul Republicii Moldova. Vă mulțumim frumos, zic să luăm o pauză de publicitate, după care revenim la subiectele emisiunii din această seară. Publicitate, stimați telespectatori! Doamnelor și domnilor, bună seara, reveniți după pauza de publicitate. Și pentru că până la pauză sau ultima întrebare viza relația dumneavoastră cu liderul democraților, nu a fost o întrebare pentru a umple spațiul emisiunii așa cu context, este o întrebare care ne permite să trecem mai departe. Chiar dimineață citeam noi știri ce vizează acel subiect și probabil și dumneavoastră ați văzut acele articole la care acum și voi face trimitere, unde se indică că dumneavoastră, domnule Iurie Leancă, sunteți o personalitate politică controlată de către Vlad Plahotniuc. Nu este o abordare, adică acum a spus de mine, fac trimitere la anumite surse media. Și m-a mirat faptul că deja s-au preluat mesajul și se face trimitere la legătura directă a dumneavoastră cu domnul Plahotniuc. La acel caz, la acea întâlnire dintre dumneavoastră, Vlad Filat și domnul Plahotniuc la hotelul Codru, da? Unde potrivit, chiar citeam, potrivit unor comentatori, se comunica că la solicitarea telefonică a domnului Vlad Filat pentru a vă vedea și a comunica pe anumite subiecte, dumneavoastră ați justificat că aveți treabă și nu ați putea fi prezent, ca după care la chemarea domnului Plahotniuc ați găsit timp, nu ați știut de acest lucru, la venire i-ați văzut pe ambii. Mesaje care, zic, sunt mit sau realitate, zic, dar comunicăm astă seară cu domnul Leancă să mai fac o dată precizarea și lumina acolo Liviu, unde este cazul. Liviu, folclorul se creează, uite așa, pe baza unul a zis una, altul a zis altceva și se creează legende și tot așa. Am văzut și eu acest articol al domnului Zaharneanu, prin care nu doar pe mine mă face schelet din dulapul lui Plahotniuc, deși cred că arată încă bine pentru vârsta mea. Dar am văzut că deja și domnul Ponta la fel este în schelet în dulapul lui Plahotniuc. Eu dacă aș merge pe logica asta, mi-aș aduce aminte de bârfele din 2013, atunci când pelereul din care face parte domnul Zaharneanu a plecat din Pele și atunci la fel, că tot ce se întâmplă în Moldova e generat de domnul Plahotniuc. Și atunci la fel se spunea că PLR-ul e creația domnului Plahotniuc. Dar niciodată n-am insistat și nu mă interesează chestia asta. Și tot ce aș vrea să facă cetățenii din Republica Moldova, nu așa zis și blogger, plătiți, neplătiți, nu foștii mei prieteni, care doar de ce că au fost chemați acasă dintr-o misiune, nu la îndemnul meu sub nicio formă, brusc și-au dat seama că eu sunt un mare neprieten și vață zoi peste mine și așa mai departe. Și le-aș da o sugestie celor care acum l-au angajat pe dânsul să fie atenți, că ar putea să se întâmple exact aceleași traiectorie și înapoi cu dânsii. Tot ce vreau eu, să fiu analizat și judecat după fapte, după ce am făcut eu. Și dacă sunt alții mai buni ca mine, Doamne ajută, vă rog, reușiți, construiți, mișcați țara asta, aduceți aici investiții, veniți cu bani de la Soros, de la cine puteți, dar faceți așa încât viața cetățenilor din Republica Moldova să fie una mai bună. Cum am intrat și în politica românească, imediat, ăsta e KGB-ist că am învățat la Moscova. Păi cum să înveți la Moscova să nu fie KGB-ist? Și le-am și spus la o emisiune, încă o dată, dacă a făcut cineva mai mult decât mine, pentru a rupe Republica Moldova, geopolitic, altfel, de est și a ne ancora în Occident. Iată, doar pe exemplu cu gazoductul. Păi, atunci să dea, domnul, cât mai mulți chilebiști de aștia să fie. Iar cu gazoductul vreau să vă spun, Liviu, dacă nu eram eu aici, Liviu acolo, Liviu și domnul Ponta la București, unde a fost la fel rezistența acestui proiect. Atunci nici azi, poate, nu aveam nici măcar proiectul sau tansonul construit de la Iași la Ungheni. Da, da. Dacă facem trimitere la termen, domnule Leancă, se propunea, da, la semestru, finalul semestrului 4-2017, apoi 18, iată este 19. Dacă rămâneam prim-ministru în 2015 și domnul Ponta a mai fost încă prim-ministru, eu vă asigur că cel târziu în 2016
gazoductul a fi fost construit până la Chișinău. Astăzi situația e destul de alarmantă, fiindcă nu știm ce va fi la 1 ianuarie 2020. Vedem declarații mai multe făcute de cei de la Kiev, care insistă că au dovezi directe, dar și circumstanțiale, că Rusia, Gazprom ar putea să înceteze, fiindcă contactul expiră la 31 decembrie anul curent, de tranzitare a Ucrainei și implicit și a Moldovei. Deci și noi nu prea am început construcția gazoductului de la Ungheni spre Chișinău. Și termenii se comprimă. De-aia eu sper cât mai Transgazul înțelege această provocare, una foarte și foarte mare, și va accelera cumva ritmurile de a începe construcția și de a o finaliza în termeni, așa cum am văzut că cu declarații la discuția cu colegul meu, cu domnul Gabureci. Deci, încă o dată, văd la noi o chestie foarte interesantă și, din păcate, una tipic moldovenească, dacă tot o să ajungem să discutăm și candidatura mea pentru alegerile în Parlamentul European. Dar până atunci vreau să spun încă o dată, mă gândeam că nu mai am decepții. La 10 ani de politică moldovenească nu mai am decepții. Iată, văd că totuși mai am aceste decepții. Atunci când unul din Republica Moldova, că se numește Leancă, că se numește, nu știu, X, Y, Z, are o șansă să ajungă într-un for suprem european, în Parlamentul European, o instituție foarte și foarte importantă, inclusiv pentru destinele Republicii Moldova. Deci în loc să demonstreze, bă, e foarte bun, așa cum este Leancă, dar poate de acolo va putea să ajute mai mult Republica Moldova, să insiste împreună cu ceilalți colegi din Parlamentul European să aibă Moldova o perspectivă foarte clară europeană. Atunci când se discută bugetul pentru vecinătate, așa cum suntem noi astăzi, să se insiste pe bani, poate nu în bugetul central, dar pe localități și așa mai departe. Ce am văzut eu, iarăși, răutate și foarte multe și răutate care trece foarte ușor în prostie, pur și simplu. Când văd tot felul de ziariști sau comentatori, că Leancă a promis că o să vină gazele românești, dar n-au venit. Ba, au venit. În 15 și în 16 a venit cam 1 milion de metri cubi. Dar nu am mai fost eu prim-ministru. Încă o dată, să mă judeci pe mine pentru ceea ce n-am reușit eu să fac? Deci, iată, moldoveanul, știți exact după chestia asta. Dacă a murit capra mea sau nu am eu capra mea, păi să moară și așa vecinul. Știți, și chestia asta deranjează. Domnule, ce fiți de acord că, iată, asemenea materiale care apar în presă influențează mult opinia publică. În acest sens și, de fapt, să zicem, și în contextul acestei emisiuni tindem să mai accentuăm odată poziția dumneavoastră versus mesajele care se aduc, fie ca incriminare, fie ca un element de imagine, sigur nu neapărat pozitiv în cazul acestora. Și de asta și-am pus întrebarea respectivă, pentru că apăreau semne de exclamare. Este mit sau realitate? Ce de fapt s-a întâmplat în acea întâlnire? Acea întâlnire. Da, și dacă pe drept nu ați venit la chemarea domnului Filat în acea perioadă și ați acceptat-o? Deci încă o dată. A fost o întâlnire la inițiativa mea, la solicitarea mea. Atât. Punct. Asta țin minte foarte bine și contextul și așa mai departe. Am avut o discuție la cererea mea. Bun. Mergem mai departe. Tindem să nu... Dar încă o dată, tot ce face... Îmi pare o să numesc acest post de partid, Jurnal TV. Din 2015 încoace, m-au defaimat, m-au făcut schelet, m-au făcut simplu prim-ministru, deși niciodată nu am spus așa ceva, niciodată. Am spus doar la acuzațiile, așa zisul procuror popular din 2015, domnul Năstase, care m-a întrebat de ce eu ca prim-ministru nu l-am arestat pe cineva. Și am spus, eu am fost doar prim-ministru, nu judecător, nu procuror. Deci au reușit să se creeze astfel de mituri. Și în baza asta să mă defăimeze și să-mi creeze această imagine și acest bagaj negativ. O să ne judece istoria până la urmă. Ceea ce vreau eu în continuare să fac, atâta timp cât am capacitate, am relații necesare, am susținerea unor oameni cum este Victor Ponta și echipa lui, și asta, să știți că mă mișcă foarte mult. Pentru că pe această poziție pe lista Pro-România au dorit să o aibă multă lume de la București. Iată că domnul Ponta și în semn de apreciere, și pe relația pe care am construit-o și încredere, au fost șansă nu doar mie, dar ceea ce se numește Basarabia sau Republica Moldova. Deci, de pe orice poziție, voi încerca să ajut cât pot
concetățenii mei. Și pentru că am pornit și din capul locului cu poziția noastră foarte clară și tindem din primă sursă să vină și informațiile, vă dați seama dacă nu facem acuși intervenția de a ne comunica de fapt care a fost subiectul acelei întâlniri, fiți siguri că mâine presă o să vă interpreteze în tot felul. Acea întâlnire la solicitarea dumneavoastră care a fost. Acea întâlnire a fost pe sistemul bancar, fiindcă era o perioadă foarte tensionată, toată lumea știe că atunci în 2014, în contextul alegerilor, era o situație foarte și foarte complicată, veneau tot felul de știri că ar putea Moscova și după aia domnul Chiataru și-a vorbit despre asta, să folosească această situație foarte complicată pentru a provoca anumite tulburări și așa mai departe. Acum se incriminează cam ideal acea garanție tainic. Păi dar cum vreau ei să facă o declarație publică că totul era un sistem bancar? Și de unde vine și implicarea în schema furtului miliardului? Și adică să vină a doua zi imediat toată lumea să-și scoată banii? Păi și de decizia băncii centrale americane de a face acest bailout a fost una secretă, fiindcă nimeni nu-și permite luxul să ia o decizie publică în astfel de condiții. Așa încât, și cel mai mult ce mă deranjează la fel, tot felul de specialiști acum, toți pricep în sistemul, până acum pricepeau toți în fotbal și în politică, dar acum toți pricep în sistemul financiar și bancar. Și eu încă o dată am discutat mult înainte de a lua acea decizie, fiindcă știam foarte bine ce se va întâmpla după. Dar știam foarte bine ce se va întâmpla dacă nu mi-asum eu și colegii mei din guvern curajul de a emite acea garanție, care era unica soluție, așa cum îmi spuneau experții internaționali. Unica soluție de a menține sistemul bancar, care este piatra de temelie a sistemului economic. Și cum aș fi mers eu pe stradă dacă 500.000 de moldoveni și-ar fi pierdut depunerile în băncile moldovenești? Atunci pe Cisco nu mai aveam niciun șansă să fac măcar un pas. Astăzi mergi singur, fără a mai avea emoții și așa mai departe. Dar se mai găsește câte un nesimțit să-mi stigă în spate, că în față e rușine. Dar asta a fost unica soluție. Și nu am făcut-o doar eu. Și nu s-a întâmplat doar la noi. În Italia mai recent, în Bulgaria în 2014, în SUA și așa mai departe, în Marea Britanie. Și acolo nu se vine cu această critică. Și se mai uită încă o dată. Iată, acum toți cer raportul Kroll 2. Dar poate nu știu cum uită să menționeze, dar cine a invitat acel troll? Dacă aș fi eu avut ceva de ascuns, invitam eu ăsta, compania Kroll. Niciodată nu invitam, aș fi spus că lasă că instituțiile de resort din Republica Moldova vor aduce lumină. Vorbind despre garanții, domnule Leanca, aș vrea să trecem ușor pentru a aprecia, de fapt, care a fost și implicarea la acea perioadă a doamnei Maia Sandu în sensul semnării acelor garanții, dacă a semnat, de ce? Pentru că fac trimitere la și investigația mai nouă asociată, investigația financiară asociată doamnei Maia Sandu, dar să le luăm așa pe rând sau combinate? Liviu, relația cu Maia Sandu a fost una bună, una colegială, mai mult chiar poate decât colegială, fiindcă ne vedeam foarte des în 2014, discutam despre ceea ce știam eu ce se întâmplă în sistemul bancar, despre rolul unora sau altora, păi vorbeam, aveam chiar și o înțelegere că după alegeri era inevitabil să plecăm din PLDM și trebuia chiar să creăm și o fracțiune comună. Dar asta este istorie pe care nu o mai întorci. Și eu mă bucur că atunci am putut ajuta sistemul educațional și cu autobuze școlare pe care le-a oferit cu generozitate România prin persoana lui Victor Ponta. Și chiar cu acești bani de la care a venit prin fundația Soros. Eu am văzut comunicatul partidului domniei sale, n-am nimic de obiectat. Așa este, a venit prin fundația Soros. Doar că nu știu de ce a uitat să menționeze că acești bani au venit datorită mie. Datorită faptul că am găsit o cheie de a generat o anumită simpatie din partea domnului Soros, am vorbit puțin și în maghiară, i-am vorbit despre planurile mele și că m-a întrebat cu care ar fi domeniul prioritar, i-am spus că e educația. Am văzut deja după ce am relatat despre acest eveniment, unii ziceau câți bani am luat eu din chestia asta. Așa este. Cumva s-au gândit că eu veneam de la Moscova cu avion special și cu valizele pline cu bani. Banii nu i-am adus eu. A fost făcut totul foarte transparent prin fundația Soros. Ei au cheltuit, cel puțin au selectat 11 sau 12 licee.
Am fost la două, cel puțin, am văzut cât de frumos arată aceste clase computerizate, o șansă nemaipomenită pentru elevii noștri. Ceilalți bani au fost oferiți pentru experți. Abia astăzi am văzut că după aia nu m-am mai interesat cine au selectat experții ăștia, cum au fost consumați acești bani, care a fost efectul consultanței respective pentru curicula elaborată de Ministerul Educației. Astfel încât, încă o dată, mă bucur că am reușit atunci să ajut și să aducem bani pentru grădinițe, care la fel sunt în gestiunea Ministerului Educației. Și voi face tot ce îmi stă în putere și pe mai departe să folosesc relațiile pe care le am cu oameni din afara, politicieni, în mod special politicieni, pentru a susține și sprijini Republica Moldova. Vă mulțumim frumos. Nu putem depăși prea mult contextul, ținând cont că ați adus în replică și ceva informații despre raportul Kroll 2. Întrebarea vine foarte direct la cât de securizat este acest raport Kroll 2, pentru că unele figuri politice, nu am să le dau nume pentru că este suficient să privim în arhiva anumitor emisiuni importante, și vedem că unii comunică că cunosc informații din Kroll 2, când acesta nu este public, când oamenii stau în incertitudine și așteaptă. Și da, cine ține controlul până la urmă acestui raport, când va apărea și de ce cineva știe ceva, cineva nu știe, și de ce informațiile iarăși sunt aduse pe bucăți oamenilor și rămâne iarăși incertitudinea socială? Liviu, pe de o parte, credeți-mă că eu aș fi cel mai interesat să lecturez acest raport, fiindcă, vă spuneam, am insistat mult pe selectarea acestei companii cu un renume foarte bun să vină la noi și să ne ajute să investigăm această fraudă. Pe de altă parte, instituțional ați văzut, ea a fost prezentată băncii centrale, băncii naționale, fiindcă atunci am ales Banca Centrală, Banca Națională să fie partenerul, fiindcă trebuia să cineva să plătească pentru aceste lucrări. Guvernul nu mai avea în fondul de rezervă bani și am rugat Banca Națională, care totuși are o rezervă imponătoare de miliarde de dolari, să-și asume această responsabilitate de a achita costurile pentru raportul viitor pe Kroll 1 și Kroll 2. Iar Banca Centrală, fostul guvernator domnul Cioc, a declarat că a predat acest raport, nu știu, a fost un exemplar, două, n-am cunoștință de acest lucru, l-a predat la Procuratura Generală, dacă nu mă înșel. Deci asta înseamnă că cei de la Banca Centrală și cei din Procuratură ar trebui să știe toate detaliile care sunt expuse acolo despre această investigație. Da, și în ce context atunci vom fi și noi în postura de a citi informațiile acestui raport? Pentru că, da, făcând trimitere că au fost finanțați pe banii băncii naționale, sunt banii ai poporului, oamenii până la urmă așteaptă și ei informații, cine și ce este inclus și de ce acest termen este așa de extins? Pentru că informațiile în Kroll 1 au fost aduse public mult mai repede. Convingerea mea este că cetățenii din Republica Moldova în mod special vor altceva, sau ar trebui să vrea altceva. În primul rând, să vedem cine au fost cei care au furat banii. Și chiar astăzi am văzut încă un dosar finalizat cu zeci de milioane de lei credit luat de la Banca Socială și a fost emis dosarul în judecată. Deci dosarele astea sunt pe rol și așa mai departe. Nu prea am văzut încă decizii ale instanțelor. Deci primul, să vedem cine a furat banii. Doi, să vedem cum putem recupera banii, cât mai mult din aceste active care au fost transferate în afara țării sau aici au fost luate credite, puse tot felul de gajuri desenate așa cu creionul și după aia încă prin instanțe contestate și anulate și tot așa mai departe. Așa încât asta mi-aș dori eu cel mai mult, să vedem cine a făcut acest lucru, cine sunt făptașii și cum recuperăm banii. Și lucru, a treilea lucru, foarte important la fel, și aici mă bucur că s-a avansat foarte mult, să nu mai fie posibil o altă fraudă de acest gen în sistemul bancar. Și mă bucur foarte mult că Guvernul, Parlamentul, Banca Națională au reușit să creeze un sistem mult mai sigur, au reușit să atragă bănci din afara Republicii Moldova și în mod special din Occident, fie că e vorba de Banca Transilvania sau de fondul ăla emisional la MAIB, care a venit din America, dacă nu mă înșel.
Iată acum înțeleg că ar putea veni și o bancă maghiară. Deci astea sunt chestii foarte bune care pe mine mă încurajează. Cele comunicate de dumneavoastră mă determină să vă întreb doar care este substanța declarației anterioare a domnului Candu, prin care comunica că 90% din banii pe care sunt asociați furtului, adică sunt pierduți, au fost identificați și dacă nu greșesc după o vizită domnului dânsului în Statele Unite ale Americii. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Liviu, eu țin minte că în primul raport, dacă nu mă așa, sau în cel intermediar, despre care a fost un comunicat succint de presă plasat de Banca Națională pe site-ul său, se vorbea că compania Kroll a identificat cele 600 de milioane de dolari scoase din Republica Moldova, deci a identificat cum s-au dus unii, s-au dus așa mai departe. Bănuiesc că la asta s-a referit domnul Candu. Bun, dăm la o parte aceste subiecte, mergem iarăși în dinamică mai sus. Schimbare de cadru vom face și pentru telespectatori să găsim comunicarea cu ceva mai ușor, revenind la platformă sau situația existențială politică în Republica Moldova. Am dat și am discutat despre cei care nu au reușit să meargă în continuare nou în Parlament. Am făcut trimitere la noi actori implicați în politica din Republica Moldova. Mai puțin am comunicat despre un nou actor în noul Parlament și fac trimitere la implicarea partidului politic Șor, adică Milan Șor cu echipa dânsului, cât de multă plus valoare va da politicii Republicii Moldova această implicare a acestei personalități și cu echipa acesteia. Urmează să vedem. Ceea ce este cert că e o apariție poate fi definită și ciudată, dar care tocmai reflectă acest specific al societății noastre. Când vii cu niște chestii așa zis sociale mai avantajoase și iată în baza asta îți faci și o imagine și, și reușești să ajungi și în Parlament. Din păcate, percepția cetățeanului din Republica Moldova este, despre politicieni este una proastă. Că toți care au fost la putere, toți sunt hoți, doar că unii hoți au mai dat ceva și la popor, iar alții n-au dat nimic. Faceți trimitere la liderul... E foarte tristă această constatare. Pe mine, de exemplu, mă deranjează foarte mult. Eu, după 10 ani de politică și de funcții înalte, locuiesc în casa pe care am construit-o în 2005, rețineți-vă, 2005, fiind angajat și în companie la Ialoveni, nu am alte achiziții nici în Moldova, nici în afara Moldovei. Deci nu m-am precopsit cu nimic din politică. Părinții mei construiesc o casă de 30 de ani deja, a venit Jurnal TV, apropo, să filmeze cum trăiesc boierii părinții mei la Cimișlești, după ce au văzut casa, au plecat și n-au mai vrut să arate imagini, iar eu mă bucur foarte mult că părinții mei sunt bine. Și că maica mea la 81 de ani lucrează în continuare la salvare, iar taica meu se preocupă de seră și de construcția casei. Și mai are încă lucruri de pe 20 de ani, așa că sper să-mi fie bine și frumos și sănătos și încă cel puțin 20 de ani. Să vă fie sănătos. Așa că e deranjantă această percepție care există, pe care au creat-o așa foarte insistent, fără a se gândi că după aia vor deveni și ei victime a acestei percepții create, iată, acum, blocul acum, în mod special, partidul ăsta, cum se numește, Dreptate și Adevăr. Deși astăzi am văzut câte active are domnul Năstase, băi, e om bogat. Și când a reușit? Fiind procuror sau când anume a reușit? Deci el a priori deja înseamnă că a beneficiat, dar încă o dată nu mă interesează. Da. Nu credem că va fi timp și pentru a acoperi și comunicarea vis-a-vis de fie Demnitate și Adevăr, fie... Nu mă interesează să demonstreze ei capacitățile. Deci, revenind la acest partid, 7 candidați din partea partidului Șor, deja 7 deputați putem numi noul Parlament. Ar fi corect opțiunea promovată de către unii comentatori politici prin care aceștia declară clar că cei 7 deputați până la urmă nu sunt ai partidului Șor, dar sunt ai partidului Democrat.
Liviu, în politica moldovenească sunt foarte multe zone unde fiecare știe anume ce se întâmplă. Că e al PD-ului, că e creatura PD-ului și a lui Vlad Plahotniuc, acest partid și așa mai departe. Eu nu am fost în discuții respective. Eu nu am cum să știu cu certitudine. Eu nu vreau să intru în zona speculativă, fiindcă urăsc când despre mine fac tot felul de legende despre care, pe care le-ați pomenit și dumneavoastră. Tot ce știu eu, că evoluțiile ulterioare vor arăta foarte clar care e situația, independenți sau nu independenți și așa mai departe. Așa că eu prefer să judec după acțiune și după ce vor întreprinde acești 7 deputați și după aia să comentăm. Sunt ei creatura PD-ului sau sunt autonomi și așa mai departe. Prin asta e bună politica moldovenească, din păcate, în ghilimele, că toți îi discută pe ceilalți. Eu vreau să vorbesc despre mine, ce am făcut eu și ce vreau să fac pentru cetățenii din Republica Moldova. Asta. Și nu vreau să mă bag în rufele altora și să-i judec și Dumnezeu o să-i judece și istoria o să ne judece. Eu prefer încă o dată. Aș vrea să vorbesc despre mine, despre echipa mea, despre problemele cu care se confruntă Republica Moldova, că asta e cea mai grav acum. Și ce soluție am avea noi pentru a nu admite depopularea Republicii Moldova? Nu admite acumularea acestor probleme, să aducem investiții, să-i oferim o șansă, o perspectivă. Se uită chestia asta că în 2014, în toamnă, toate sondajele atestau cea mai mare încredere a cetățeanului din Republica Moldova în viitorul acestui stat. Tocmai aveam regimul fără divizie, obținusem acordul de asociere, zona de liber schimb, vorbeam despre șansa de a depune cererea de aderare și a obține statutul de țară candidat. Iată ce ar trebui noi să redăm speranță cetățenilor din Republica Moldova. Și atunci sunt sigur că vor mai reveni și acasă, vor vrea să investească capitalul său și financiar și uman, vom putea atrage stăinii și așa mai departe. Altă soluție noi nu avem. Și chiar îmi pare rău, lăsați-mă să fiu sincer, că noi discutăm atât de mult astăzi despre unul actor sau alt actor. Vreau să văd cu ce soluții vin acești actori pentru Republica Moldova. Care este viziunea lor? Ce vor face ei pentru a ieși din această zonă încă o dată foarte și foarte dificilă de tranziție? Că nu poate dura la nesfârșit. Noi, pur și simplu, nu o să rezistăm la nesfârșit această perioadă. Da. La acest mesaj mai vin și cu partea așa de adaos vis-a-vis de faptul că mai este și platforma media, care de multe ori nu este întocmai cea mai echidistantă într-o aduce mesajele mie către spuneți public, pentru că ca rezultat a acestor filtre de interpretare a mesajelor și oamenii rămân în incertitudine. Pentru că dacă vorbim despre partidul politic Șor, știți și asocierile care se fac direct a partidului către dumneavoastră. Cu și mine, aici, eu cu partidul? Eu l-am finanțat. Așa, să fie, dacă l-ați finanțat, da, aveți relații diplomatice, domnule Neagă, cu domnul Șor, sau aveți relații de prietenie, probabil, nu știu. Da. Vă vine la casă la dumneavoastră, am auzit că i-am dat... mergeți dumneavoastră, sau ați fost la ceremonie? I-am dat pașaport diplomatic, i-am dat numere de matriculare diplomatice. Am auzit toate aceste bârfe. Am auzit cu prisosință. Acum, hai să fie ultima că am finanțat eu partidul Șor. Foarte bine. Mă bucur că sunt atât de potent și am atât de resurse. Nu am cum să finanțez propriul partid, dar e altă problemă. Bun. Vedeți că publicul ne privește și în contextul ăsta această ironie să nu fie interpretată ca un adevăr cert la cele comunicate mai jos. Sper că totuși publicul are discernământ și auditorul dumneavoastră, din câte înțeleg eu, totuși are o anumită calificare și capacitate de a înțelege gluma și Exact, pentru că dacă și mi-aduc aminte, nu prea târziu ați avut și dezbateri, discuții la subiectul finanțării chiar studiilor copiilor dumneavoastră de către fondurile. Nu a fost dezbateri. Liga, nu a fost dezbateri. A venit o fată tânără, dar atât de agresivă, care nu mi-a pus întrebări, dar a început imediat să-mi incrimineze și să mă facă pe mine hoț și așa mai departe. Nu vă dați seama cât de capabilă să fie agresivă a fost domnișoara respectivă la 7 sau la 8 dimineața chiar la mine acasă și după aia pe holul guvernului.
Deci nici măcar n-a fost o încercare de a afla ce a fost, prin ce s-a, care a fost exact detaliile. Și eu insist în continuare. Am pus suficienți bani și în companie petrolieră, și la Haga, cu salariul de aproape 10.000 de euro pe lună neimpozabil, că asta e statutul funcționarului internațional, ca să-mi plătesc studiile copiilor mei. Și atunci, domnule, de ce nu ați adus acele materiale justificative hârtii ca să ziceți pe lume, iată materialul și documentul care justifică aceste plăți? M-au întrebat cei de la Jurnal TV. Eu am preferat să comunic cu instanțele, cu organele abilitate. Le-am prezentat exact fiindcă am fost întrebat încă, apropo, în 2016, înainte de a apărea această informație atât de surprinzătoare pentru unii sau pentru alții. Dar atunci tot am întrebat și eu pe acest domn, Năstase, dar cine îți plătește studiile copiilor tăi? Dar de unde ia salariul pe care văd că l-a anunțat soția ta? Dar, Liviu, hai să discutăm altceva totuși. Eu vă spun, tare îmi displace să mă aflu în această zonă de replici, comentarii, ce au spus unii, ce au spus alții. Pentru mine, știți, contează o chestie. Să fiu cu sufletul împăcat. Să știu că am făcut tot ce am putut pentru a-mi susține țara și cetățenii ei. Și atunci când văd grădinițele renovate cu susținerea mea, gazoductul, autobuze școlare, drumuri renovate, în mod special prin truda mea, că moldovenii circulă în continuare cu pașapoatele biometrice, fără nicio restricție în spațiul Uniunii Europene. Și sunt mândru de altfel că n-au încălcat acest regim și așa mai departe. Și am gândit-vă astăzi, pentru un minut, ce ar fi dacă această libertate ar fi luată de la noi. Cum ne-am fi simțit noi. De asta, încă o dată, pentru mine contează această stare internă a mea. Încerc să fac abstracție, deși e foarte greu. Nu mi-ajunge, nu știu, cinism sau cum îmi spunea un fost coleg, să-mi pun mai mult bumbac în urechi și să nu ascult ce spun alții și să merg de alea înainte. E complicat să faci asta. Domnule, dar de ce nu le dați instrumente atunci care justifică nerealitățile care sunt promovate? Dacă se incriminează că da, ați mers cu avionul lui Ilan Șor la Frankfurt tur-retur. Bă, să fie, este arhiva aeroportului. Uite că nu este. Dacă a venit domnul Șor la dumneavoastră acasă, este camera video. N-am camere video. Atunci nu aveam camere video. La Frankfurt am fost cu avionul cu domnul Filat. Am zburat deodată în Belgia, atunci în 2013, în toamnă, chiar de ziua mea de naștere, sau cu zi înainte de asta, de asta am reținut și luna. Am mers la înmormântarea fostului președinte al PPU-ului, domnul Martens. Și după aia am revenit la Frankfurt și din Frankfurt am zburat la Chișinău. N-a fost avionul domnului Șor de altfel. Nu am plătit eu acel avion, n-am văzut tot felul de... Dar, încă o dată, prea multe insinuații se fac. Și ați mai semnat cu decizia de concesiune a aeroportului pentru firmă turistă din Rusia. Eu am ales această firmă, eu am fost în comisia de selectare, eu am luat decizia de concesionare. Deși uitați-vă care sunt realitățile acolo. Mă bucur că cel puțin acolo ceva se face. Mă bucur că cel puțin acest aeroport arată acum bine. Sigur că ar fi foarte important să știm exact cui s-a concesionat. Și atunci mi s-a prezentat, uitează în ședință, că e o firmă rusească cu participarea unei firme din Coreea de Sud, una cea mai mare firme din zonă și din domeniu și așa mai departe. Dar, Liviu, sunt prea multe insinuări, că prin asta se excelează multă lume aici. Plătiți, sunt absolut sigur. Iar eu nu am bani să plătesc blogeri, experți și așa mai departe. Și mă bucur că, cel puțin, dumneavoastră vă oferiți o platformă pentru toată lumea. Să vină și să-și prezinte punctul de vedere. Pe Jurnal TV din 2015, odată m-a mai invitat și cu jumătate de oră m-a sunat de emisiune. Nu veniți acum la emisiune, deci cu jumătate de oră. În rest, ei au vorbit despre mine, m-au descalificat cum au putut ei. Așa că, al atâta insinuări, eu prefer să nu merg și să răspund la toată lumea. Deci, atunci, hai să închidem acest portofoliu imens cu implicarea dumneavoastră în toate scheme. În Moldova, știi ce mai bine? Să nu faci nimic. Dacă nu faci nimic, atunci ești cel mai bun. În momentul în care faci ceva și reușești să miști lucrurile, păi sigur că generezi anumite nemulțumiri, afectezi interesele anumitor oameni și așa mai departe.
Iar eu sunt încă o dată mândru că am refuzat să fac tot ce e posibil să nu plătim, de exemplu, 8 milioane de dolari pentru o decizie absolut nelegală la unor instanțe de judecată aici pentru pașapoarte și să punem taxele suplimentare pe cetățenii din Republica Moldova, doar venisem la guvern și așa mai departe și nu vă dați seama câtă muncă a fost. Vă spuneam, sunt foarte fericit că am construit gazoductul atunci timp de un an doar. Și mă bucur, cel puțin acum avem șansa de până la finele anului, sper eu încă o dată, să avem gazoductul și la 1 ianuarie să nu trecem la Tizic, în cazul în care rușii nu mai tranzitează, dar să vină gazele din România la noi și așa mai departe. Așa încât nu vreau să mai comentez. Doar o mică precizare, dar nu vă vizează în întrebarea aceasta pe dumneavoastră. În timpul campaniei, de fapt, cât și după campanie, ați urmărit prestația frecventă a domnului Chertoacă la posturile de televiziune, când venea cu documente prin care justifica implicarea directă domnului Andrei Năstase și cu Victor Țopa în schema dubioasă de privatizare Air Moldova. Și aș vrea să vă întreb dacă ați putea să vă expuneți în scurtă replică și mergem mai departe la acest capitol. Nu voi mai comenta. Dacă domnul Chetoacă are aceste acte, era bine să le transmită instanțelor. Și nu au decât instanțe să se pronunțe. Asta e tot ce cred că ar fi cazul să se întâmple. Sper că mai aveți forță, domnule Leangă. Eu am forță. La fonul discuției. Mai avem ceva timp. Alegeri anticipate, opțiunea anticipatelor. Am vrea să știm cât de reală este și cine ar trece ca favorizați în acest format. Liviu, tot ce pot spune foarte succint, că alegeri anticipate ține de arsenalul democratic. Nu am fi noi prima țară unde se întâmplă așa ceva. Am mai avut în 2010 alegeri anticipate. Doar că aceste alegeri nu cred că va schimba foarte tare raportul de forță. Unu. Și doi, aceste alegeri anticipate ar imobiliza executivul să vină cu soluții, să vină cu anumite decizii, să întreprindă anumite acțiuni pentru a continua ritmul de dezvoltare a țării și a-l amplifica. Deci alegeri anticipate, încă o dată, nu știu, nu sunt sigur că ar veni cu mai multă claritate și un alt raport de forță și ar costa ceva această țară. Dar ce poziție împărtășiți dumneavoastră față de segmentul unionist, față de implicarea domnului Băsescu în politică din Republica Moldova? Eu mereu am pledat... Și pot face trimitere la mesajele care erau promovate și până la alegerile într-o orientare electoratului unionist față de unii sau față de alții? Eu am fost întrebat acum un an, dacă nu mă înșel, și după aia mi s-a pus și o moțiune de cenzură de către socialiști, că la un eventual referendum aș vota pentru unire. Și spre subire de mulți unioniști țipălăi de la Chișinău, iar unirea nu se face pe înțipete. Și prin, eu sunt cel mai mare unionist. Unirea se face altfel. Prin politici, prin acțiuni, de sincronizare, de construirea acestor premise. Ai nevoie de un partener foarte solid la București, fiindcă de unul singur aici nu poți face unirea, care să facă investiții, să schimbe imaginea României. Chiar astăzi vorbim cu studenții, cineva mi-a zis, mi-a obiectat, domnul Leancă, lăsați România asta în pace, noi suntem moldoveni și așa mai departe. Iată efectele unei politici sovietice continuate de discipolii comuniști, socialiști și așa mai departe, de a denatura rolul României și astăzi sunt prezente. Deci eu cred că am făcut mai mult decât oricine în această țară, fiind ministru și în mod special prim-ministru, pentru a crea aceste poduri, pentru a schimba imaginea României prin aceste investiții făcute în baza încrederii, în baza unei relații excelente cu domnul Ponta. Și sunt absolut sigur că salvarea noastră vine din Occident, dar vine prin România și cu România. Și România e mai mult interesată decât noi, decât orice altă țară. Absolut firesc. Și de aceea că suntem de același sânge și același neam și aceeași limbă vorbim și aceeași viitor sper să avem. Și de aceea că suntem chiar la frontieră. Dacă ceva se întâmplă la noi, cum a fost în 40 sau în 44, prima țară care va fi afectată va fi România. Fiindcă spuneam la Iași, gândiți-vă că armata rusească se află doar la 80 km de România, nu de Portugalia, nu de Franța, dar aici se află. Deci, iată ceea ce mă interesează pe mine. O politică coerentă care să ne ajute să realizăm o unire de facto sau de iure mai puțin contează. Dar e important să ne omogenizăm politicile. E important să avem un partener important. Și atunci când văd aici unioniști care nu știu cu cine mai comunică la București,
cu nimeni, de fapt, încât înțeleg eu. Păi asta e, iarăși, politică, prințipete și nimic altceva. Dar mai este și promovarea forțelor politice. Fac trimitere la domnul Băsescu, care promovează acest mesaj. Dar vroiam să constat altceva. Ca urmare a mesajului dumneavoastră, mecanismul promovat la ziua de astăzi de uniuniștii existenți în câmpul politic, degrabă nu vor duce la actul unirii propriu-zis, pentru că lipsesc acele politici despre care ați dat în enumărare. Doar ca să m-ați întrebat de domnul Băsescu, există, după mine, cel puțin în experiența mea, doi oameni de stat de la București care au avut o atitudine nu doar la nivel de retorică, vă iubim, frați basarabeni, dar, cum îmi spunea la Iași, cineva contează nu doar dragostea, contează și dovezile dragostei. Iată, sunt doi politicieni de la București care au dat dovadă de această dragoste. E domnul Băsescu și domnul Ponta. Doar că domnul Băsescu ne-a înarmat, ne-a oferit nouă undița, care se numește pașaportul român, și în baza căruia cetățenii moldoveni au plecat în mare parte în afara țării. Deci, sigur că e o soluție, doar că nu e cea finală pe care ne-o dorim noi. Noi ne dorim altceva, ca România, prin investițiile care le face aici, după cum spuneam, să schimbe imaginea și mă bucur că e o tendință pozitivă în acest sens. Și doi, România, care are un produs intern brut de 200 miliarde de euro, își poate permite să facă investiții mult mai mari în Republica Moldova, să ne ajute pe noi să diminuăm acel decalaj la nivel de autorități publice locale, la nivel de buget central. Și îmi pare că anul trecut nu prea a ieșit în sensul ăsta. Iată, domnul Ponta a făcut și sunt sigur că în momentul în care revine la putere, la guvernare, la București, va continua exact această politică de a susține prin investiții, prin politici și prin acțiuni concrete, schimbarea realităților la față, ca să-l citesc pe marele filozof, schimbarea la față a Republicii Moldova și crearea aici a unui al doilea stat românesc, care încă o dată, că va fi o unire de fapt sau de iure, e o problemă secundară, să o decidă cetățenii de pe ambele maluri ale protului. Pentru că ar mai fi nevoie încă de un spațiu relativ de emisiune pentru a acoperi toate subiectele relative, adică necesare pentru a fi comunicate. Vreau să trecem pe europarlamentare și întrebarea vine direct în acest sens. Cât de mult va fi influențată activitatea politică a Republicii Moldova cu trecerea dumneavoastră în Parlamentul European? Ca să știe și oamenii și să înțeleagă care este și raportul de importanță, da, forță odată cu implicarea asociată. E o întrebare firească și o întrebare bună și vă mulțumesc pentru acest lucru. Unii au perceput că faptul că candidez acum pe lista pro-României pentru Parlamentul European înseamnă că mă retrag din viața politică, publică. Chiar am primit și asemenea mesaje, ce se va întâmpla cu Sub nicio formă. Nu mă retrag, din contră. În cazul în care reușesc să ajung în Parlamentul European, voi continua pe alte formule, prin alt instrumentariu, să mă îngrijesc de interesele Republicii Moldova și a cetățenilor din Republica Moldova. Fiindcă în momentul în care ești în acel for, care are o pondere tot mai mare în contextul politicilor luate de Uniunea Europeană, voi face tot ce îmi stă în putere pentru a avea grijă de interesele românilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu preponderență, apropo, pe tot ce înseamnă Moldova istorică. Și asta nu înseamnă că fac separatism cumva moldovenesc, dar iată, am fost la Iași, vă spuneam și lumea spunea că, din păcate, eu am decalaj și atunci e nevoie de o investiție mai mare și pe partea cealaltă a Prutului și pe partea asta a Prutului. Și mă voi preocupa de această idee care contează cel mai mult pentru mine, să se ofere o perspectivă europeană Republicii Moldova. În acest sens, domnul Ponta a spus foarte clar, chiar zilele astea, că România nu se termină la Prut, ea se termină dincolo de Prut, pe Nistru. Deci iată, cu colegii cu care urmează să ajungă în Parlamentul European, ne vom îngriji de soarta și a Republicii Moldova. E absolut firesc, absolut necesar, vă spuneam, și de perspective politice, și de fonduri. Că, fiind acolo, din interior, ai altfel alte șanse să influențezi, să insiști, să schimbi eventual accentele. În forul european sunt 705, dacă nu mă înșel, deputați. Ori foarte puțini cunosc și sunt interesați de Republica Moldova. Și atunci, dacă sunt câțiva care cunosc bine regiunea, și nu doar Moldova, dar și regiunea pe ansamblu, sunt sigur că am putea să influențăm politicile și să insistăm ca Comisia Europeană să aibă alte nuanțe, alte accente și așa mai departe. Deci nu mă retrag, din contră, cred că e o șansă să
fiu prezent altfel, dar mereu prezent în politica. Bun, și dacă nu vă retrageți din politica Republicii Moldova, cât de mult natura consensului politic care îl așteptăm să se înfăptuiască așa după alegeri va influența succesul dumneavoastră la europarlamentarele din 26 mai? Nu știu la care consens politic vă referiți, la cel de acasă? Păi ați văzut cât de bucuroși sunt unii, că am fost invitat și candidez. Vă spun, rânza moldoveanului nu cedează niciodată. Și răutatea respectivă, din păcate, încă o dată o spun cu tristețe, iată, ne dă de gol. Și nu e doar vorba de cazul meu. Asta se vede și în alte soluții. Ceea ce mi-aș dori eu, în cazul în care acced la Bruxelles, să fie un consens național între deputații din partea României, pe ansamblu, pe probleme de interes național. Și atât relația cu Uniunea Europeană, cu Republica Moldova, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie un element de abordare comună. Și nu cum a fost până acum, cei din PNL aveau o abordare, cei din PSD o altă abordare, mă refer la reprezentanților în Parlamentul European. Ceea ce după mine nu este bine. Eu știu că deputații germani, atunci când sunt subiecte de interes național pentru Germania, indiferent că sunt din social-democrație sau creștin-democrați, ei au o poziție comună. Iată, asta aș încerca, și, mă rog, nu știu dacă voi reuși, dar voi încerca să avem o astfel de abordare. Pentru că frecvent mai avem și o etapă în emisiune de întrebări fulger, aș vrea, într-o depășire a blocajului politic din Republica Moldova, trei cuvinte, trei termeni, trei opțiuni comunicate către politicieni, de către dumneavoastră. Eu mi-aș dori doar să triumfe rațiunea și cel puțin forțe de care se declară pro-europene să se așeze la masa de discuții. Să încerce și poate ceva le reușește. Domnule Leangă, fiind ajuns la finalul emisiunii, tindem a vă mulțumim în repetat rând pentru prezența în această seară, pentru discuții îndelungate și meticulos desfășurate la subiecții pe care am tins a acoperi. În cele ce vă propuneți, vă urăm la mai mult și la mai mare mult succes la europarlamentare și desigur vă mai așteptăm în platou emisiunii importante. Liviu, alegerile vă dat loc pe 26 mai. Eu sper foarte mult că până pe 26 mai vom avea încă ocazia să comunicăm. Încă este important să explicăm pentru deținătorii de pașapoarte românești din Republica Moldova și sunt foarte și foarte mulți. De ce este important să vină la alegeri? De ce îi vizează pe ei direct? De ce vizează pe ansamblul viitorul Republicii Moldova? Și sigur mi-aș dori să susțină echipa din care fac parte. Vă face o emisiune separată. Până atunci, mult succes! Mulțumesc frumos! Stimați telespectatori, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Vă urăm o seară frumoasă în continuare. Toate bune pe curând!